La prima apariție din sala Olimpia din 2015, elevii lui Arnautovici nu au întâmpinat probleme în fața unei echipe mai degrabă experimentale a craiovenilor. Scorul final a fost de 98 la 73. Pentru ploieșteni, meciul de aseară a fost însă unul în care mai puțin a contat rezultatul, cât punerea la punct a ultimelor detalii înaintea debutului în fazele superioare din Eurocup. CSU Asesoft îi va întâlni pe cei de la Locomotiv Cuban în miercuri, începând cu ora în sala Olimpia. După jocul cu rușii plăieștenii își vor face bagajele pentru confruntările cu Nancy și Valencia, următoarea partidă în sala Olimpia, urmând să aibă loc abia pe 28 ianuarie, în compania formației spaniole deținătoarea a trofeului Eurocup. Ultimele două etape din top 32 sunt programate în luna februarie, când echipa lui Vladimir Arnautovici va juca în deplasare cu locomotiv Cuban pe 4 și acasă cu Nancy pe data de 11.